Până la 31 decembrie, localurile care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu sunt obligate să obțină acest document, potrivit unui act normativ care a intrat în vigoare. Conform legislației actuale, autoritățile sunt îndreptățite să închidă cluburile, restaurantele, hotelurile și alte construcții asemănătoare care nu respectă regulile de securitate la incendiu. Astfel, potrivit noii legi, construcțiile și amenajările care funcționează fără a deține autorizație de securitate la incendiu au obligația obținerii acestui document până pe data de 31 decembrie a acestui an. Obligația obținerii autorizației de securitate la incendiu revine, așa cum reiese din cuprinsul actului normativ, beneficiarului investiției ori persoanei fizice sau juridice care finanțează și realizează investiții sau intervenții la construcțiile existente. Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovski, a explicat ce trebuie să facă administratorii de localuri până când reușesc să obțină autorizație de la ISU. Vă pot spune că pe baza unei declarații de pe propria răspundere a beneficiarului investiției se va emite autorizația de funcționare a spațiului respectiv pentru care persoana respectivă solicită acest lucru și până la 31 decembrie 2016 poate sau trebuie de fapt să vină să prezinte acest aviz de securitate la incendiu. În caz contrar, autorizația va deveni nulă de drept. Acest lucru îl vom face prin modificarea regulamentului în cadrul ședinței de Consiliu Local de ziua de joi, 31 martie. Vă pot spune că anul acesta, Serviciul Autorizare Activități Comerciale a eliberat peste 800 de autorizații, iar pe lângă acestea, 165 de documentații au fost incomplete, marea lor majoritate datorită faptului că nu prezentau avizul de securitate la incendiu. Repet, acest lucru s-a modificat, vom putea emite autorizații de funcționare pe baza unei declarații date de beneficiarul investiției pe proprie răspundere, cum că până la 31 decembrie anul curent vor aduce acest aviz sau autorizație de securitate la incendiu și, prin urmare, multe spații de alimentație publică sau alte activități comerciale își vor reputea redeschide sau activitatea în așa fel încât ele să funcționeze. Avem foarte multe discuții, am persoane la audiențe care solicită acest lucru, spunând că ele funcționează cu aceste spații comerciale în clădiri mai vechi care nu aveau autorizație sau nu pot prezenta aceste documente, ele nefiind modificate din construcție de pe timpul lui Ceaușescu și legislația nu ne permitea să emitem aceste autorizații. Acum ne permite, de aceea această veste bună trebuie să ajungă la toți sucevenii, să vină la primărie, să se autorizeze, să-și autorizeze activitatea și acolo ne sunt probleme, au timp la sfârșitul anului să-și obțină avizul sau autorizația de securitate la incendiu.